Aplicarea pedepsei cu moartea la nivel mondial este încă prezentă pe toate continentele, dar de câteva decenii multe țări au desființat această pedeapsă. Din cele 195 de state membre ale Națiunilor Unite, numai 104 țări au suprimat-o sau au abolit-o pentru toate infracțiunile. 8 numai pentru infracțiuni obișnuite și 28 nu au folosit-o de cel puțin 10 ani și par să aibă o practică oficială sau neoficială de a se abține de la executarea unei execuții, chiar dacă pedepsa cu moartea rămâne în vigoare. Însă în 2016, cel puțin 23 de state au efectuat execuții, în timp ce un număr de 55 de țări au pronunțat pedeapsa cu moartea. Așadar, în acest episod vom vedea cum arată ultima zi a unei persoane condamnate la moarte și în special cum arată ultimele 60 de minute înainte de ispășirea acestei sentințe. În România, pedeapsa cu moartea are o istorie lungă și variată. Vlad Țepeș, care a domnit în țara românească, e cunoscut în toată lumea pentru că a executat mii de oameni prin tragerea în țeapă. România, ca stat modern, s-a format abia în anul 1859, după unirea principatelor. Codul penal adoptat în 1864 nu prevedea pedeapsa cu moartea, iar eliminarea pedepsei cu moartea pentru crime pe timp de pace a fost reafirmată în articolul 16 al Constituției din 1923. În perioada comunistă, începând cu 1944 până în 1989, nu sistemul juridic a fost cel care a luat deciziile importante în legătură cu pedeapsa cu moartea. Principalii factori de decizie în adoptarea prevederilor legale, precum și în aplicarea pedepsei capitale, au fost Ministerul de Interne, Securitatea și Comitetul Central al PCR. În România, în timpul regimului Ceaușescu, au fost executate 104 persoane, iar între 1965 și 1989, Tribunalul Militar București a condamnat la moarte 47 de persoane. În prezent, după cum știm însă, pedeapsa cu moartea nu mai există în România. Dar, de exemplu, în SUA, pedeapsa cu moartea nu a fost abolită, ultima executare având loc în anul 2019. Legea federală americană prevede pedeapsa cu moartea pentru numeroase infracțiuni legate de omucideri, spionaj, trădare, terorism, omor, jaf și trafic de substanțe interzise. 29 din cele 50 de state au în prezent pedeapsa cu moartea, deși unele sunt sub moratorie sau nu au afectat execuții timp de decenii bune. Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a limitat aspru crimele pentru care pedeapsa cu moartea poate fi pedepsită. De asemenea, a eliminat pedeapsa cu moartea pentru infracțiunile comise de o persoană cu vârsta sub 18 ani. Dar totuși această sentință încă există într-un fel sau altul și e interesant să vedem cum arată o ultimă zi din viața unui om care știe că va fi ucis. În ultimele 24 de ore înainte de executare, un prizonier poate fi vizitat de mai multe persoane, inclusiv de familie, prieteni, avocați și consilieri spirituali. Aceste vizite au loc într-un loc special de vizitare. În ultimele câteva ore au loc mai multe evenimente pentru pregătirea execuției. Dar haideți să vedem cronologic cum decurge ultima zi a unui astfel de condamnat. Injecția letală și scaunul electric sunt două dintre metodele folosite încă pentru a se aplica pedeapsa cu moartea. Majoritatea execuțiilor sunt realizate prin injecție letală în SUA. În acest moment există aproape 3000 de persoane doar în SUA care așteaptă încă executarea condamnării la moarte. Deținuții petrec în medie 20 de ani pentru a-și executa pedeapsa cu moartea. Cei responsabili cu uciderea unui deținut planifică ultimele ore cu precizie terifiantă. Ultimele mese și ultimele cuvinte ale celor condamnați la moarte sunt doar două dintre detaliile care trebuie pregătite foarte minuțios, iar fiecare secundă din ultimele 24 de ore ale femeilor și bărbaților condamnați trebuie să urmeze o rutină foarte specifică. Paznicii, avocații și persoanele dragi au toți rolul lor de jucat în acest proces. Cu exact 24 de ore înainte de ispășirea sentinței, prizonierul e mutat din celula lui la locul de executare cunoscut sub numele de Death House. Prizonierul e încătușat și perchiziționat temeinic, ofițerii nu caută doar arme cu care ar putea face rău altor oameni. Gardienii vor de asemenea să se asigure că deținuții nu au nimic la ei cu care să poată să-și ia viața singuri. Apoi ruta către Death House trebuie de asemenea să fie planificată incredibil de atent. Nu poate fi simplu, deoarece unul dintre cele mai mari riscuri este că auto-utilitarea poliției ar putea fi victima unei ambuscade care ar putea duce la evadarea prizonierului. Această călătorie va fi cea mai bună, dacă nu singura șansă, ca prizonierul să scape de sentința cu moartea. Ofițerii care au transportat astfel de prizonieri au spus că drumul este întotdeauna unul foarte trist. Un gardian a spus că știm cu toții încotro mergem și de ce. Când prizonierul ajunge la Death House, e ridicat din mașină și mutat în clădire. Acest moment va fi ultimul când prizonierul va vedea lumina zilei. Cu 23 de ore înainte de execuție, prizonierul se află în Death House și va fi supravegheat în mod constant până la momentul executării sale.
Paznicii sunt conștienți că acesta e momentul în care mulți prizonieri sunt disperați să-și ia viața. Deținuții din Death House au propriile celule private care conțin un pat, un duș și o toaletă. Celulele sunt aproape de camera de execuție, apoi vine momentul când prizonierul trebuie să încerce să adoarmă puțin în ultima sa noapte. Mulți însă nu sunt în stare să se odihnească și ajung să folosească timpul pentru a reflecta asupra vieții lor. Cu 15 ore înainte de execuție, prizonierii sunt treziți pentru ultima lor zi în viață. Din acest moment, condamnații pot petrece timp cu cei dragi, cu familia lor și de asemenea pot vorbi cu un preot. În celulă există întotdeauna un birou, așa că unii prizonieri folosesc acest timp pentru a-și nota gândurile. Deținuții au de asemenea voie să efectueze mai multe apeluri. Trebuie să noteze numerele de telefon ale oricărei persoane pe care dorește să o contacteze, apoi un paznic formează numărul pentru prizonierul care își poate spune ultimul rămas bun. Cu 12 ore înainte de ispășirea sentinței, orice vizită a rudelor sau a prietenilor este strict interzisă. Singurele persoane cu care prizonierul va mai intra în contact până la executare sunt preotul și paznicii. Unii scriu scrisori, vorbesc despre viața lor și alții chiar încep să cânte din acest moment. Cu 10 ore înainte de execuție, condamnatul va mânca ultimul său mic dejun. Aceasta nu e ultima masă a bărbatului sau a femeii condamnate și din aceste motive lor li se va oferi hrană simplă care se dă în general la închisoare. Cu 5 ore înainte a pedepsei cu moartea, dacă un prizonier e executat de un scaun electric, acum e momentul în care de obicei va fi ras în cap. Acest lucru se întâmplă pentru ca electricitatea să poată trece cu ușurință prin corpul deținutului. Tot acum, prizonierul se îmbracă în hainele de execuție, însă hainele nu sunt foarte speciale. Singurul lucru care îi se dă prizonierului când intră în Death House este o nouă uniformă a închisorii. Dar înainte de a-și putea pune uniforma de moarte, toți deținuții trebuie să facă un duș. Cu 4 ore înainte de execuție, prizonierii au parte de ultima lor masă. Deținuților li se permite să noteze ceea ce și-ar dori pentru masa finală. Dar spre deosebire de miturile urbane, există un buget maxim care poate fi cheltuit. Unele state americane permițând celor care urmează să fie executați doar $15 pentru ultima lor masă pe pământ. Masa finală a unui prizonier e de obicei prima mâncare pe care a putut să o aleagă de 2 decenii până în acel moment. Cu 60 de minute înainte de ispășirea sentinței, martorii execuției ajung la Death House. Acești martori pot fi jurnaliști, membrii ai familiei victimei sau străini. Acestora li se spune să fie cât mai liniștiți pe măsură ce se îndreaptă spre camera martorilor. Cu 50 de minute înainte de execuție, are loc ultima plimbare a condamnatului. Prizonierul trebuie să facă o scurtă plimbare de la celula lui până la camera de execuție. S-ar putea să fie doar câțiva pași, dar aceasta este cea mai lungă plimbare pe care o va mai face condamnatul vreodată. Cei mai mulți gestionează cei câțiva pași pe cont propriu, dar sunt în mod normal flancați de până la 5 paznici. Aproape toți și-au acceptat soarta în acest moment și știu că vor muri și că nu va mai exista o amânare de ultim moment. Dar de îndată ce intră în camera de execuție, primul lucru spre care alunecă ochii unui prizonier e scaunul electric. 15 minute înainte de execuție, injecția letală e pregătită. Medicii nu vor participa la execuție deoarece este împotriva codului lor de conduită, astfel încât o echipă de specialiști în medicină aplică această injecție. Cu câteva minute înainte de moarte, perdelele dintre camera de execuție și sala martorilor sunt acum trase și celor condamnați la moarte li se dă timp să facă declarațiile finale. Dar nu toate statele permit mult timp pentru aceste lucruri. Statul Kentucky, spre exemplu, acordă 2 minute în timp ce statul Pennsylvania permite deținuților să redacteze doar o declarație scrisă, timpul pentru discuții verbale fiind terminat deja. În momentul execuției, preotul își retrage mâna de pe corpul prizonierului și acesta este executat. În acest moment, viața prizonierului s-a încheiat. Amnesty International, 657 de persoane au fost executate în 20 de țări în 2019, o scădere cu 5% față de 2018. Acesta e cel mai mic număr de execuții pe care Amnesty International l-a înregistrat în ultimul deceniu. În 2019 au fost cel puțin 2307 condamnări la moarte în 56 de țări, comparativ cu totalul de 2531 raportate în 54 de țări în 2018. Aproape 90% dintre acestea s-au întâmplat în doar 4 țări: Iran, Irak, Pakistan și Arabia Saudită. Dar aceste cifre exclud China și Coreea de Nord, unde numerele rămân un secret de stat. Pentru al doilea an, Amnesty a numit China drept executorul principal al lumii în 2019, dar nu se cunoaște adevărata întinderea utilizării pedepsei cu moartea. Irakul și-a triplat numărul de execuții în timp ce a continuat să lupte cu ISIS, iar Egiptul și Bangladeshul au dublat numărul de oameni pe care i-au ucis. Așadar, suntem departe de a scăpa în totalitate de acest tip de sentință la nivel mondial.
Pedeapsa cu moartea e în continuare văzută ca o metodă mult prea tiranică și multe organizații fac presiuni pentru ca aceasta să fie abolită la nivel global. După cum am văzut, ultimele momente din viața unui condamnat la moarte sunt foarte triste și poate s-ar putea găsi metode mai bune de pedepsire a vinovaților în afara pedepsei cu moartea. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!